Desemnarea deputatului Florian Nicolae în funcția de președinte al Organizației Municipale a PNL a fost anunțată în conferința de presă de astăzi de către purtătorul de cuvânt al filialei liberale, Liviu Popazu. Acesta a explicat că au fost parcurse toate procedurile statutare. În ședința birourilor politice de miercuri, acum două zile, s-a votat la propunerea celor doi copreședinți numirea în funcția de președinte interimar al Organizației Municipale Giurgiu a PNL, a domnului deputat Nicolae Florian. Mă onorează desemnarea mea în calitatea de președinte interimar al Organizației Municipale a Partidului Național Liberal Giurgiu. Eu consider că cei doi vicepreședinți au procedat, copreședinți au procedat corect, dar pentru mine domniile lor rămân în continuare copreședinții Organizației Municipale a PNL, pentru că împreună trebuie să construim o echipă unită, dorită de cât mai mulți giurgiuveni și aproape de oameni. Salut și eu întregirea echipei Partidului Național Liberal în Organizația Municipală cu domnul dr. Pic, doamna dr. Monica Lăceanu este membru mai cu ștate vechi. Sunt convins că vom face o echipă destul de puternică. Mulțumesc pentru votul de încredere de a participa la reconstrucția acestei echipe a PNL din Organizația Municipală. Tot astăzi a fost anunțată înscrierea în PNL a doctorului Ladislau Pic. Aceeași conferință de presă a mai adus în prim plan și o altă personalitate cunoscută în Giurgiu, psihologul Monica Lăceanu. Am ales această cale. Am considerat că împreună putem să facem o echipă puternică care să fie învingătoare. Îi asigur pe noi mei colegi liberali că în situația în care, așa cum noi cu toții dorim și vrem ca domnul deputat să candideze la primăria municipiului Giurgiu, să-l ajut și să-l ajutăm cu toții să schimbăm fața orașului. Vreau să vă mărturisesc că am luat decizia de a fi activă în politica giurgiuveană. În primul rând, pentru că sunt femeie și știți noastră cum e, să descrețim un pic frunțile, să încep așa. Femeilor le cam place să critique și sunt convinsă că există un principiu în viață conform căruia dacă nu faci cel puțin cât face celălalt, nu prea ai dreptul să critici. Codul fiscal și deciziile adoptate de liberali la ultima întrunire a Biroului Politic Național au fost alte subiecte dezbătute în conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu. Puteți afla mai multe amănunte din ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.